Bună seara, dragi prieteni! Câteva momente intrăm în direct să vorbim despre crimele guvernării de la Chișinău, care șterbează grav imaginea Republicii Moldova pe plan intern și internațional mai ales. Și avem un apel către instituțiile interne, către ceea ce numim noi instituții ale statului și mai mult decât atât, avem un apel enorm și extrem de important către ambasadele acreditate la Chișinău. Astăzi vrem să vă spunem o informație pe care am primit-o recent de către sau din interiorul instituțiilor de stat și vrem să vă spunem despre cum guvernarea de la Chișinău face contrabandă cu armament prin intermediul aeroportului internațional Chișinău, portul Giurgiulești și antrepozite care sunt aici în spatele meu, dar le luăm pe rând să vă explic care de fapt este. Și am început-o cu imaginea unui avion pe fundal. Dragi prieteni, sunt la aeroportul internațional Chișinău, am petrecut câteva aeronave care au decolat, care au aterizat și vrem să vorbim astăzi despre un lucru extrem de important, despre cum se fac bani în Republica Moldova pe sânge, ca să fiu exact și concret. Suntem în zona terminalului aeroportului, vedeți? Zona terminalului aeroportului internațional Chișinău, unde de fapt este stocată o cantitate mare de armament și vrem să vă explicăm de fapt de ce astăzi este important să avem un apel public către doamna președinte Maia Sandu, către instituțiile interne, Serviciul de Securitate al Statului, Procuratura Generală, dacă vreți Ministerul de Interne, cu toate că am să vă explic că Ministerul de Interne de fapt este implicat și la nivel de secretar de stat în Ministerul de Interne. De fapt, trebuie să știți câteva lucruri extrem de importante. În Republica Moldova, potrivit legislației în vigoare, există un sistem național de control al exportului, importului și tranzacții de mărfuri strategice, reglementat de prevederile legii 1163-2000 cu privire la controlul exportului, reexportului și tranzitului de mărfuri strategice. De fapt, statul, Republica Moldova are monopolul importului, exportului și reexportului de armament. Eu asta vreau să vă spun prin această lege. Principiile, procedura, controlul asupra exportului sunt reglementate de hotărârea de guvern 606 din 2002. Ce vreau să mai spun? Ca să existe un control, statul, Republica Moldova, a creat un consiliu prin care reglementează, autorizează sau nu autorizează oricare tranzacție și în această comisie, iată, eu am și componența comisiei, e formată comisia în felul următor. Ministrul Economiei și Infrastructurii este președinte al comisiei. Șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale este vicepreședinte al comisiei. Șef al Secției Autorizare și Certificare din cadrul Agenției Servicii Publice, ASP. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne, șef de direcții generale din cadrul Serviciului de Informație și Securitate. Serviciul de Informație și Securitate este prezent. Șef adjunct, Departamentul Venituri, Control Vamal, pe lângă Serviciul Vamal. Și secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe. De ce e important să vă spun de către acest secretar de stat de la Ministerul Afacerilor Externe? Pentru că este interdependent și este o comisie interguvernamentală. Mai în scurt, până acum, tot ce înseamnă import, export de armament era discutat în cadrul acestei comisii și se emiteau autorizații de import pentru necesitățile interne ale Republicii Moldova, pentru export sau pentru reexport. Ce se întâmplă de fapt acum? Referințele legislative le puteți găsi probabil în sale public tot, ca să vedeți despre ce vorbesc eu. Categorii de mărfuri, strategii, supus controlul, este tot reglementat. Ce vreau să vă spun eu acum? Că una din asociațiile pe care le avem noi, se numește Asociația sau Societatea, Activitatea Societății pe Acțiuni Cartuș. De fapt, Societatea pe Acțiuni fondată și acționar majoritar este Agenția Proprietăți Publice.
dispune de licențe eliberate de ASP pentru genul de activitate. Import, export, reexport, comercializare armelor. Reieșit din prevederile legislației în vigoare, domeniul cartuș, începând cu 2010 până în septembrie 2020, a depus cereri privind eliberarea autorizațiilor individuale de import, export. De ce până în septembrie 2020? Explic. Ca urmare a unor verificări mai riguroase de către Comisia, unor tranzacții ale cartuș și chiar de pistarea prezentării de acte falsificate pentru a obține actele permisive, s-au început și neînțelegerile cu ghilimele de rigoare. Cu asta, astfel, sesizând situația personalului administratorului cartuș, domnul Vasile Gondiu, se agrava și ca riscă să răspundă penal. Și vă spun eu că la noi, în Republica Moldova, sunt o serie de băieți șmecheri care au învățat să utilizeze instituțiile statului în interes personal. Acum, ca să înțelegeți, până acum, dacă ăștia de la cartuș sau oricare altul, dar noi astăzi vorbim de către cei de la cartuș, doreau să facă import de arme în Republica Moldova, trebuiau să obțină, să depună o cerere la această comisie, iar comisia să elibereze autorizație de import, având toate permisele de la vamă și având această autorizație de la comisie, puteau să aducă arme. Acum, de ceva timp, această comisie nu mai eliberează autorizație, pentru că acolo sunt niște neînțelegeri și băieții ăștia, șmecheri, au făcut un act și vă-l prezint acum, care se numește, eu pot să vă le prezint ca să fie mai sigură situația, ia uitați-vă. Băieții șmecheri au obținut un act de la Ministerul Economiei, pentru că vă amintesc, Ministrul Economiei este de fapt președintele acestei comisii, cartuș, Mitropolit Gurii, Grosu, Chișinău. Urmarea solicitării parvenite din partea companiei cartuș, ținem să comunicăm următoarele. Comisia interdepartamentală, control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, nu autorizează operațiunile cu arme de foc, muniții aferente și piese destinate circuitului civil. În conformitate cu articolul 3 din 2012, privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă, unica autoritate competentă să autorizeze aceste operațiuni este Ministerul Afacerilor Interne și semnătura. Ce vă spun eu? Că băieții ăștia caută acum posibilitate să și pun presiuni pe această comisie interdepartamentală ca să autorizeze. Și atenție, noi avem o serie de întrebări către această comisie, către minister. Vreau ca ministerul să ne răspundă și vom depune mâine sesizările necesare în baza cărei cereri a eliberat acest act administrativ. În cancelarea Ministerului Economiei trebuie să existe o cerere din partea cui? Din partea celor care a depus-o de la cartuș să ne arăte doamna secretar sau domnul ministru sau domnul secretar de stat când, de către cine a fost depusă această solicitare pentru a emite acest act administrativ. Doi, vreau să vă spun că ei, cei de la Ministerul de Interne, au presat, ca să nu spunem altfel, ca să poată obține permisiunea ca să elibereze, fără hotărârile comisiei, să elibereze autorizații de import și reexport. Ei interesează mai mult reexportul. De fapt, în absența comisiei sau pe lângă comisiei sau în afara comisiei sau în absența comisiei sau fără reglementarea comisiei, de fapt a statului, băieții șmecheri vor prin intermediul Ministerului de Interne, care este subordonat și noi știm cui este subordonat, și secretarul de stat care lobează acest interes, să poată efectua tranziția sau tranzacții dubioase, dar legale, pe teritoriul Republicii Moldova cu arme convenționale, arme de mic calibru, de mai mare calibru, pentru zona CSI, să le aducă din Europa, pentru că știți foarte bine, zona și tot spațiul CSI este sub embargou a comunității internaționale, practic, și nu merg arme înspre CSI. Kazahstan, Rusia, Uzbekistan, unii mai sunt. Și băieții șmecheri de la Chișinău au hotărât că pot reglementa, așa cum s-a spălat miliardul, pot reglementa legal să ducă arme acolo și să facă bani. Acum, de ce sunt eu aici la aeroport? Aici este un antrepozit vamal în care sunt stocate muniții, armament, arme
pe care statul sau cei care le-au cumpărat nu le devamează, nu le aduc în Republica Moldova, dar așteaptă aceste hotărâri ale instituțiilor statului ca să poată să facă re-export de armament în spațiul CSI sau mai departe, în Africa. Eu nu știu unde pot să le vândă ei. Băieții șmecheri, și eu știu sigur că în spatele acestor tranzacții stau oamenii lui Plahotniuc care au făcut tranzacții cu armament în ultimii ani de zile și am să vă aduc câteva probe. Și acum eu știu sigur că Jizdan lobează interesele și această tranzacție prin oamenii lui Dodon. Și pot să vă spun și nume din oamenii lui Dodon, dar toți ăștia vor să facă bani. Acum, dacă vă uitați atent, eu pot să vă arăt una din investigațiile făcute de către ziarul de gardă. Chiar acum vă-l arăt. Ia uitați, sau pe deschide MD. Armenia a tras în Azerbaidjan cu arme tranzitate prin Zel, zona economică liberă, Ungheni Business și portul Giurgiulești. De fapt, armamentul cu care timp de 4 zile Armenia a tras focuri de armă spre Azerbaidjan ar fi fost transportate atacatorilor prin Republica Moldova. Este o investigație întreagă, cel mai interesant că ea poate fi găsită și acum. Și acolo sunt implicați, dacă vă uitați, din Serbia, deși oficialii din Serbia au încercat. Mass media sârbă a confirmat. Vectura Trans a exportat în Armenia un număr mare de arme produse la uzina specializată de armament Crusic din Valjevo. Perioada 13-15 iulie 2020, armele de la aceste uzine sârbe au fost trimise cu avioane marfare de pe aeroportul și se arată cum au fost. Ia uitați-vă mai departe. Au fost livrate prin Moldova, adică armele și munițiile au fost vândute inițial unei companii înregistrate în zona economic liberă Ungheni Business, apoi armamentul a fost transportat pe calea aeriană din Serbia în Moldova, după reînregistrarea în aceste zone economic liber, a fost livrat în portul internațional liber Giurgiulești din Moldova. Din acest port, armele au fost trimise pe mare spre Georgia, pe uscat, în Armenia, cu documente ștampilate de vama moldovenească. Și aici vă spun eu, nu-i prima dată acum. Și uitați-vă cine sunt implicați în aceste scheme, ca să înțelegeți de ce vorbim noi. Conducerea Moldovei ar fi trebuit să gândească serios la motivul pentru care închide ochii și permite pe teritoriul său transportul secret al armelor din Armenia. Care este interesul? Ia uitați-vă, în același timp se menționează că a fost o bătaie la un protest în fața ambasadei Armeniei. În timpul mitingului au fost cunoscut faptul că printre cei care au organizat provocări împotriva azerilor și i-au atacat sau numărat deputatul Parlamentului Republicii Moldova de origine armenească, Gaic Vartanian, și consilierul președintelui de atunci, Igor Dodon, Ernest Vardanian, menționează autorul articolului. Amintim, băieții ăștia, deși vă spun lucrul ăsta, este extrem de important încă o dată să înțelegem. Oamenii lui Dodon stau în spatele acestor tranzacții ilegale, criminale, cu armament, iar noi, moldovenii, intrăm într-un conflict internațional când cineva face bani, noi intrăm într-un conflict diplomatic, dacă vreți, internațional, cu vânzări de arme în zone de conflict, în zone de război. Moldovenii, prin intermediul justiției și statului capturat de Republica Moldova, să vând arme în zone fierbinți. Și vedeți că deputații Gartanian, Dartanian și alții sunt implicați în mod direct. Ei deja nu se mai ascund, ei se duc și se bat. Acum, și vă spun eu că autorul acestui articol și ce urmează acum să iasă din acest terminal și probabil băieții ăștia șmecheri pun la cale prin intermediul instituțiilor, și de asta vreau să fac apel, că în următoarele câteva luni de zile, acum partida asta de armament urmează să plece din Republica Moldova și noi nu știm destinația ei, și dacă lor le reușește să facă re-export de armament, și vă spun încă o dată, tot spațiul CSI este sub embargo, noi vom asista neputincioși în următoarele luni, când va fi campanie electorală și când pe nimeni nu interesează ce avioane decolează, ce avioane se ridică, ținând cont că aeroportul internațional Chișinău este pe mâna bandiților a lui Șor și a lui Dodon, de fapt, a rușilor, prin intermediul FSB-ului stabilit la Chișinău, noi niciodată nu vom cunoaște că au aterizat avioane militare sau avioane marfare cu armament, vor fi descărcate și încărcate în alte avioane și vor pleca în destinații necunoscute. Iar Moldova se va transforma treptat într-o zonă de instabilitate, insecuritate și de haos internațional, prin care se vând armament cu angro.
Iar băieții ăștia șmecheri care probabil se tem că vor pierde guvernarea în câteva luni de zile, vor mai câștiga câteva sute de milioane de euro. Iată, acum vreau să vă aduc aminte, pentru cei care nu urmăriți presa sau nu le legați între ele, că, numai o secundă să mă uit încă o dată, în hârtia de la minister, vă amintesc că zilele astea la Chișinău vine reprezentantul OSCE, Thomas Mayer Harting, reprezentantul special pentru Transnistria. Și va avea întâlniri cu Maia Sandu, va avea întâlniri cu mai mulți lideri politici, nu spune cu cine. Cum credeți, un înalt reprezentant OSCE, de ce vine la Chișinău? Vă spun eu, pentru că OSCE se ocupă de securitatea europeană, de tot ce înseamnă conflict, război, Transnistrii, Abhazii, Osetii, Crimeia, Donbass, Lugansk. Și atunci când există pericol la adresa securității internaționale, reprezentanților vin și intervin de urgență la Chișinău. Noi facem public toate aceste materiale și facem apel către Serviciul de Securitate. Noi mâine vom merge cu un demers la ei. Facem apel către Procuratura Generală și către Președinția Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, să facem demersurile necesare ca să stopăm în regim de urgență aceste ilegalități care urmează să se desfășoare pe teritoriul Republicii Moldova. Noi nu putem și nu putem accepta ideea că Republica Moldova se poate transforma într-o zonă de trafic de armament în proporții deosebit de mari. Eu și vă spun, este extrem de grav. Da, am primit informații din interiorul instituțiilor statului. Oamenii, ofițerii au încredere în curajul meu și au încredere în cei care nu sunt doi sub povară. Băiețul lui Plahotniuc, Jizdan și alții, împreună cu unii secretari de stat care sunt în anturajul lui Dodon, au pus la cale o schemă draconică să facă import și reexport de armament. Dacă nu ar fi așa, eu îi rog să-mi răspundă la câteva întrebări pe cei care conduc Republica Moldova și care ar putea mâine să ne învinuiască de fals sau de provocare în spațiu public. Întrebări logice. De câte arme și ce cantități de muniții are nevoie Republica Moldova pe piața sa internă? E simplu întrebarea. Care ar fi scopul stocării a asemenea cantități de armament? Care ar fi direcțiile în care ar fi duse exportate sau reexportate aceste arme? Cui este convenabilă liberalizarea pieței și excluderea controlului de stat? Noi excludem controlul de stat, vor exporta fără această comisie interdepartamentală. Unde pleacă aceste sume impunătoare de bani și în ce scopuri sunt folosite? Care sunt acțiunile, dacă au fost, și finalitatea tranzacției cu armament în Armenia? Sunt întrebări la care guvernarea lui Dodon, Chicu, trebuie să răspundă, indiferent că sunt la guvernare sau nu sunt la guvernare. De ce au fost careva audiențe publice și nu s-au ridicat mai multe semne de întrebare pentru a curăța imaginea Republicii Moldova și n-au o pune în lista țărilor traficante de arme? Și pe final vă spun încă o chestie extrem de importantă pe care trebuie să o remarc. Noi avem o zonă, noi personal, Republica Moldova, avem o zonă de instabilitate și de insecuritate care se numește Transnistria. Noi în Transnistria avem arme enorm de mult stocate la Cobasna. Cine ne garantează că în urma acestor modificări de lege sau a unor înțelegeri sau a unor încălcări grosolane ale legislației, armamentul din Transnistria nu va pleca în zone fierbinți, nu va pleca mai departe în zone unde se împușcă, unde se desfășoară acțiuni militare. Băieții ăștia, a lui Dodon, vă spun încă o dată, tot ce am spus până acum s-a confirmat prin procese penale. Băieții ăștia, pe ultima sută de metri, știind că pierd guvernarea, sunt gata să mai fac câteva sute de milioane de dolari. Doi, ei sunt gata ca acești bani pe care vor să-i câștigi foarte ușor, foarte simplu, să fie implicați în campania electorală din această vară. Ei vor arunca în război probabil sute de milioane de lei. Dacă ei fac sute de milioane de euro, vor arunca sute milioane de lei în această campanie electorală. Și asta înseamnă cumpărarea votului, asta înseamnă lipsa unei concurențe echitabile pe eșcherul politic. Asta înseamnă că Putin, pe care îl coordonează și FSB-ul, ghidează pe Dodon și pe șorișelul ăsta și câțiva din transfugii Partidului Democrat, le-au spus: denic net, nu vă dirjitiți. Noi am finanțat până acum partidul rușii, cum o finanța partidul lui
Dodon, socialist, acum v-am dat toate instituțiile statului, fășeți bani, furați din întreprinderi de stat, vindeți armament, vindeți marihuană, fășeți ce vreți, dar noi bani nu vă mai dăm. Iată logica în toată această ecuație. Și îmi pare rău că la Chișinău deputații noștri sunt pe lângă toate problemele de care vorbim noi. Majoritatea dintre ei sunt inconștienți. Apelul meu vine și către deputații din Parlamentul Republicii Moldova. Sunt gata să colaborez cu oricare dintre deputați pentru a stopa această fără de lege de nivel internațional. Dacă dorești cineva, putem face interpelare inclusiv prin intermediul lor. Ne vedem mâine la Serviciul de Securitate, la Procuratură și la Președinție ca să stopăm reexportul și să blocăm armele care sunt stocate aici la terminalul Vamal Aeroport, zonă de control Vamal. Iată de ce am venit astăzi la aeroport, aici unde e terminalul Vamal. Și vă spun încă o dată, cei care nu credeți, foarte ușor e de verificat câte arme sunt stocate aici în depozitul Vamal. Iată, acestea sunt noutățile proaste de la Chișinău, pe lângă faptul că noi nu știm să ne apărăm securitatea alimentară, noi avem o guvernare criminală care, de fapt, își bate joc nu doar de cetățenii, dar și de cetățenii străini. Ia uitați-vă, aterizează avioanele, băieții, și acum pot să aduc armament, să duc armament, pe ei nu interesează absolut nimic. Băieții ăștia fac bani, dragi prieteni, pe seama noastră, pe seama imaginii noastre a Republicii Moldova și pe seama poporului ăsta sărăcit. De asta este extrem de important. Încă o dată vă spun, cei care sunt duși grav în eroare de către experții de curte din toate televiziunile mega independente. De ce nu vă vorbit niciodată de traficul de armament? De ce niciodată nu vă vorbit despre insecuritatea pe care o livrează Republica Moldova pe plan internațional? De ce mă bag în buzunarul cuiva? Eu vă spun că băieții lui Plahotniuc care au făcut tranzacții cu armament acum împreună cu al lui Dodon și cu rușii continuă să facă tranzacții de sute de milioane de euro și să prejudicieze și bugetul statului și imaginea Republicii Moldova. De ce trebuie să cădeți în capcană? Noi pe 11 iulie, până pe 11 trebuie să stopăm această crimă împotriva neamului și pe 11 trebuie să schimbăm guvernarea. Sunt două opțiuni de vot. Vă place, nu vă place, sunt două opțiuni. Eu astăzi am fost în raioanele de sud, am mers și am vorbit după ce am filmat cu multă lume. Chiar dacă noaptea trecută am dormit 3 ore de vreme și mă uit după mine că deja ochii se închid. Eu am vorbit cu multă lume și le-am spus clar, două opțiuni de vot și nu vreau să fiu nici fățarnic și nici cinic. Prima opțiune este Maia Sandu cu pasul, cei care sunt susținătorii lor să voteze categoric, să voteze masiv. A doua opțiune care va avea șansă să treacă în Parlament este democrația acasă. Restul practic nu au șansă, chiar dacă sunt băieți minunați, unii sunt lideri politici de dreapta, sunt cu aspirații europene, pro-români, unioniști. Mulți dăunează, că am văzut că lovesc în alții decât în cei de stânga. Mai sunt niște partide închiriate cu ziua pe care nici nu vreau să-i pomenesc, care luptă doar împotriva meașa pasului. Ei se tem că noi pe 11 iulie vom avea o majoritate parlamentară. Iată de ce vă spun eu. Ei se tem că în 11 iulie Partidul Acțiunii și Solidaritate împreună cu Democrația Acasă vor avea 55 de mandate. Asta e frica lor. Pe mine nu mă pot închide, pe ei nu-i pot cumpăra. Asta e un amestec foarte periculos. Dar până atunci avem de oprit concursul de la căile ferate, hoțiile pe care le vedem. Noi nu putem să închidem ochii și spunem că nu ne interesează două luni de zile nimic. Noi așteptăm doar alegeri. Noi astăzi putem opri exportul, reexportul, contrabanda și tot ce înseamnă hoții pe plan internațional. Că ăștia sunt bandiți de talie internațională. Ăștia nu se opresc la nivel de mahală, la Sadova. Ăștia nu se mai tem. Îi o depășit, o ieșit din leagăn și deja se ocupă cu... Ei s-au uitat după șeful Plahotniuc și ăștia vor să facă contrabandă și export de armament. Băieți, ăștia li s-au ridicat chișetul la cap. Ei s-au uitat la mulți filme americani că poți face export cu armament și să nu răspunzi pentru nimic. Eu cred că trebuie să-i punem la punct și trebuie să-i oprim. Și eu sunt sigur că noi asta am să o facem. Doamne ajută, mă duc mai departe din terminal.